Candidatul Partidului Mișcarea Populară la funcția de președinte, Teodor Paleologu, își propune să fie un președinte activ, implicat, alături de fiecare român. De asemenea, Paleologu susține că, dacă va fi ales, va putea coordona cu adevărat politica externă a României. Fiind diplomat, fiind fost ambasador, fiind de asemenea un om care a trăit 19 ani în afara țării, cred că pot coordona cu adevărat politica externă a României. Aici cred că într-adevăr pot să fac o mare diferență și chiar dacă poate nu majoritatea românilor nu sunt pasionați de probleme internaționale, dar pentru o țară ca România, politica externă este absolut vitală. Nu poate exista politică internă bună fără politică externă bună făcută de oameni care chiar se pricep. Este inacceptabil ca ambasade să stea neocupate de ani de zile. Și eu spun ca fost ambasador care știe meserie. Și aici nu e doar vina unora sau altora, este vorba de o vină colectivă a guvernului și a președintelui. Dacă va fi ales, Teodor Paleologu își propune să fie un președinte învățător, iar un bun profesor pune întrebări, ascultă și dialoghează permanent. Paleologu promite că va deschide toate căile pe care îi le conferă funcția pentru o comunicare constantă, civilizată și productivă, atât cu clasa politică, cât și cu societatea civilă. Am avut în ultimii ani un președinte spectator, înainte am avut un președinte jucător. Eu sunt diferit de președintele Băsescu, eu nu voi fi un președinte jucător, ci voi fi un președinte învățător, educator, care ascultă, care pune problemele în termenii potriviți, care mediază, care moderează, care ascultă, care îi face pe ceilalți să spună ce au în minte, da? Un bun profesor ascultă, nu vorbește doar el. Candidatul Partidului Mișcarea Populară la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie ocupă poziția a doua pe buletinele de vot.